O amplă operațiune de salvare a avut loc ieri în Apusenii, după ce 11 oameni au fost surprinși de o viitură în adâncul unei peșteri din munții Trascăului. Speleologii și turiștii români și francezi blocați declară că nivelul apei a crescut foarte repede și nu mai puteau ieși din peșteră. Echipele de intervenție au reușit aseară să salveze toate cele 11 persoane blocate. Nu-i liber! 11 persoane, dintre care speleologi, turiști români și turiști francezi, au rămas blocați într-o peșteră din comuna Sălciua, județul Alba, după ce s-a produs o viitură în urma unei ploi puternice. Exploratorii au sunat la 112 să ceară ajutor, imediat după ce nivelul apei a crescut semnificativ și aceștia nu au reușit să iasă din peșteră. Dintre cei blocați, 2 erau adulți și 9 adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Echipajele de salvamontiști și speleologi din Alba și Cluj au intervenit pentru recuperarea turiștilor, reușind luni seara în jurul orei 20 să scoată toate cele 11 persoane blocate. În urma precipitațiilor intense, traficul pe DN75 în zona localității Sălciu a fost închis, după ce pe carosabilă au ajuns aluviuni de pe versanți. Peștera Huda lui Papară, unde au fost blocați turiștii, este considerată una dintre cele mai interesante peșteri din munții Apuseni.